Așa. Eu să-l iau? Să-i ții pe amândoi oare? Fac cum vrei. Dacă puteți, puteți? Poate dacă nu te ajută dacă nu. Poți dacă vrei. No, bun, no, așa, vezi, uite, aia e la grijă, că toți pot. Bărba de cai, mă, omule. Marius. Mă, ușurez, așa, ușurez. Cam un om, înzănușe el. Ușurez. Stai că leg, stai că leg de apă. Lasă-l, mă. Așa. Lasă să dai drumul să se plimbe, mă. Dă la mine, dacă nu te-a luat. Mă. Adă-l așa frumos, ușor. Nu te vezi așa, mă. Adă-l aproape de apă, că nu vine dacă nu. A, mândru, mândru, mândru. No, ce ai zis, Cristi? O bijuterie de căluț, mă. O bijuterie de mânz. Mă, omule, mă, frumos. Cine vrea un cal frumos? Cum? Nu mi-are la tombolă. Mi-are, mi-are. E, da, eu nu mă bag aici în tombola voastră. Eu stau frumos. Îmi pot băga la tombolă, dar îți vine banii sub preț. Da, da. O, mă, dacă mai pierd din ceva, din ce are. Bag 1000 de euro la tombolă. Îl bag, dar. Nu. Păi, de asta numai că să înghesuie ăștia să vină să cumpere mânzul acum. Până să ăsta. Cum e, ai client pe sară. Steli. Are mânz frumos. Steli. Marius. Aici cu prietenul nostru, cu domnul Marius. Cu Marius de la Griș. A, așa. Am făcut o prezentare foarte frumoasă adineori. Cu iepele lui Denis. O ia pe domnul Gabi. Bruno. Da? Da. Așa e, Marius, că e din Bruno. Da. Aici, domnul Marius, puteți încă... A, așa. De 7 ani. Așa, domnul Marius. La primăvară. O iapă foarte frumoasă, ce nume a spus ei? Dina. Așa, Dina. Vezi, numele, ți-am spus că deja o trecut pe ei, e generația noastră și numele e după generația noastră la... Deci... Ea pe noi cu ea cu cercei în urechi și cu... Înțeles, no. Aici, Dina, din nou gestantă? Zoro. Zoro. Ați montat-o, așa e? Da, ai montat-o. Cu ce armă sar? Cu alu Mihai. Care? Cu alu Mihai de la Iclod. Cu armăsarul blond, celălalt era acum, da? Ce l-am văzut adineori, acum câteva zile l-am văzut la Mintiu, la împânatul boului. Bă, și să vă mai zic, bă, trebuie să mă lau. O venit în coace? O venit el? Bă, te rog. Păstru de pe ea, păi eu l-am făcut, ca să știi și tu. Foarte frumos că păstru. A, deci... O lucrare de-a lui Stelită. Fii atent, Stelia nostru face și căpestre, hamuri, le faci la cum dorește clientul, da? E, mai fac și... Așa, e mai mult iarna, vara nu am atâta vreme. Așa, deci iarna mai... Dacă stă bine și calul ți-l face, da. Foarte, foarte frumoasă. Bă, aici fii atent ce trebuie să spui. Dimensiunile sunt mici la căpăstru, că așa au fost capul la apă, vezi? Cât are, 2.5? E de la micuț, nu cu cât, capul cât, mare. Cât? E 2. Așa de e, 2? Asta, 2 e bun, asta e bun și la iapele mele. Da. Și dacă o fii bun la mele, e bun și la lui Marius, că e cu capul mic. Da, foarte frumoasă iapă. Domnul Marius, o duceți cu căruța în jos, în sus, așa-i? Să plimbă și el, e trei ori la târg, într-o vară. Pun că te dau o triberi în căruță și... Nu, auzi ce mințeaște, mă! Dau trilă, spune, mă, nu dau triberi, ce zic? Las că e bun așa. Aici oamenii sunt foarte ospitalieri, sunt foarte buni. Vă duceți în târg. Când erați copii, cred că era și mai, așa-i? Atunci lucram cu ei. Și când, cum era când se mergea la târg, la iara? Mergeați în coloană, nu? Foarte frumos era așa. În coloană, așa-i? Da. Mai multe căruțe, mai multe beri, mai multe grătare, mai mulți mici. Mai mulți huligani. Da. Acum huliganii s-au căsătorit și au copii, așa-i? Da. Eu zic că nu erau mai multe grătare, că așa am sunt grătare. Nu, 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 nu asta am vrut să spun. Nu? Am vrut să spun că erau mai mulți și... Oamenii erau mai mulți, dar grătare nu mâncau cât mâncam. Erau oamenii mai sărăcuți, bă, omule. Nu erau sărăcuți. Cine muncea nu era sărăcuți. Am intrat mult bine în lume. Domnul Marius. Are un mânz periculos. Aici vedem și un mânzuț de 2 luni. Cât are? Face 3 luni în 28. 3 luni în 28, acum luna asta? Marius, întreabă-l dacă e de vânzare. Eu nu întreb. Mânzul, întreabă-l, bă, am. Poți să întreb, da. Deci un mânzuț de vânzare. O să vă las și un număr de telefon acolo sub video. Un mânz foarte frumos. Să face asta cal foarte frumos. Butuc, e cal. Dacă era mânză, nu era de dată, așa-i? Nu era. Dacă era mânză, nici nu o filma, cred că cât e hoț ăsta. Nu o filma, să nu o vadă nimeni. Numai ne-o aducea surpriză la 2 ai. Aha. Că vorea numai la tiri. Dar fii atent, uite-te. Foarte frumos. Frumos. Frumos, frumos. Gros.
compact, bine închegat, musculos. Are ce trebuie. Cap mic, ureche mică. Fii atent, dar și gâtuț. Și încă mai face până. Da? Până vine genunchi clientul... groși, curat, frumos, frumos. Păi, clientul nu să știi când vine. Da. Trebuie să știi pregăti cu sacul să iei bani. Absolut, eu o să pregăti. Și pentru fiecare ou care vine. Ai văzut? Și mai bogat și mai sărat. Da. Lași după fiecare. După care cum? Mai lasă el, mai pui ou. Da. De ce râs, Eli? Nu, nu m-a zis că auzi că mai lasă el, mai pune el. S-a încurcat, dar e bine. Nu m-am încurcat, mă. Așa am vrut tu să zici. Mai lasă el din preț, mai pun eu, mai pun eu la el. Face să știe treaba bună. Adică îi plătesc drumul, îi... Aoleu! No, de asta n-ai văzut, mă, omule. Nu. No, asta trebuie să fie oameni să cumpere mânzul, dacă plătește și drumul. Păi nu. Are da, mânzul. Uite când duci unul de asta și ți-l pui tu la tine în curte. Părerea mea să spui eu că la mânzul ăsta nu trebuie să plătească nici drumul, că a trece mânzul. O să că una doua îl vinde. Foarte frumos, bibelou. Nu i-a spus în nume, așa? L-ați lăsat așa fără. Da, eu zic Zoro. A, Zoro. Bun. Zoro Mondialul. Fii atent, uite-te frumos. Nu am un punctuleț micuț în frunte. A avea crăpătură când a crește mare. Ce trăsături face? Ai văzut? A fi și puternic. Îți plămânzi, mă. Plămânzi. Da. Hai să vezi că o fătă pe apă. Grijește-mă. Tată la mânzuț, la mânzuțul mic, care-i? Un armăsar ce-a fost la domnul Tulai, dar ăla primul de la Spartani. Ăla primul, tot așa frumos era pe murgă, așa-i? Da, da. Nu ăsta murcelarea, muncă, a avut unul. A avut el altul, dar și ăla tot foarte frumos. Ăla-i tată. Îi salutăm pe domnul Petre și pe băiatul lui Radu. Sunt niște oameni gospodari, muncesc și ei foarte mult, băieți buni. Toată stima și respectul și acolo ajuns. Pentru oamenii care poftim. Și acolo ai ajuns. No, păi ce e până acolo, omule, că dacă merem pe stăgar, dacă la... vezi, ai văzut că ele turză, de acolo nu mă omtic, merg până la lună. De aia zic. De aia zic. Nu mai zic că îi cunoști, ai ajuns și acolo. Puteai să întrebi altceva. Ai ajuns în Polonia, băiete? Da. Ai ajuns până în Paris, am ajuns. Lasă tu Polonia, noi vorbim de România, nu de Polonia. Da, păi în România e cel mai frumos să călătorești. Eu când am ieșit, domn Marius, eu când am ieșit acolo, când am ieșit în Ungaria, păi m-a luat stresul, mă, omule. M-a luat un stres. Profund, vă zic sincer, când șofam eu, păi când am dat să vin către casă, băi omule, și când am trecut granița, de acolo știți, am trecut pe sub clădirile alea. Băi omule, numai cu 200 am dat, mă, să vin către casă. Auzi că 200. Dar cu mere mașina, mă. Nu, cum, nu m-aș duce de aici niciodată. Dar știu ce să zici pe un curaj, știi că n-ai vrut să-ți cumperi ceva. Băi, nu prea mi-am cumpărat de pe acolo. M-am dus eu, băi, de acolo. No. M-am dus cu un prieten care știa bine maghiara. No, foarte acum, dacă știe engleza, oriunde e. Da, da, e frumos în România. Cum, uite-te. Oh, da, uite-te acolo, dealuri. Poți să-i desfaci ăla. Uite-te cum te uiți pe dealul ăla, uite, oi. A cui s-a ales ele? A lui Nicu. A lui Nicu. Bă, da, mânzare bun grozav, mă. Unde mai stai mult de ăla? Are mânz bun. Domnul Marius, numai pe ele, numai apa și mânzul ăsta aveți, așa-i? Alte animale nu mai aveți. Nu. Mm-hmm. Nu, lasă că e bun și așa. Hai să băgăm și aia cu văcuța. Ce? Că la fiecare un care are apă, trebuie și o văcuță. Cu lapte, de la copilaș. Tu cum doresc? Dacă m-am zis-o, zic, că tu ești prezent. Ce ești prezent cu domnul Marius? Ține și familia de lapte. Da? Cel mai sănătos lapte. Ai vândut la iară, mă, numai nu te-o filmat nimeni azi primăvară. E cafea. Nu e cafea. Că... Lapte de apă? Cu 50 de lei paharul vându, bă. 50 de lei paharul de... Du-te, și ați avut? Cafea. Ați avut protagoniști. Au avut, măi! Ha? Au făcut bani de bere. No. Deci v-ați dus. Dar nu-i banc. Berea și-o scos. Nu-i banc. Eu de știam, mi-aduceam că atunci ne-a fofătată apa. Făceam și eu de două trilăzi de bere. Cu 2 milioane și cu sticla de jumate. Da, știu, măi, că acolo... Dacă n-am avut cum să mug în sticla de jumate. Nu. No. Prima dată am zis că mă murdăresc, că eu am zis că glumește cu mine, că îmi trebuie lapte de apă. Dar după aia, asta e mult la om.
Pac, 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 pac. Nu m-a țăpat câte 50 de lei în coșul la căruță. Du-te. Păi ia, e frumos. Cred că e și sănătos laptele de aia. Da cum? Tot ce e natural e sănătos. Acum te duci pe la market și numai atât nebunii. Nu. Te uiți să vezi pe un raft cât de cât produse naturale, dar nu știu ce să zic. O să mai găsesc, că mai este tinere cu mistelică, cum e. Așa? E mai ține de brânză. Așa? Pace. E miruț. Ia, 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 uite. Uite-te. Are mâns bun. Uite ce picioare frumoase. Ce picioare frumoase are. Citove, cum zice Neacu Stel. Nu au avut vreme, mă, să vii astăzi, că mai râdeam un pic cu Neacu Stel. Aha. Mă, el o mărs cu tombole și cu delea. Am fiecare cu a lui, nu. Păi nu? E. Poate l-a pus să, ăștia să facă el extragerea. Probabil. Ce mâncare dulce aici, ia-ți să grașă și aia în telefon. Așa aici. Și n-ai văzut, tu n-ai fost înainte de asta în graș, n-ai văzut vedrile, cum știi vinea la vedri iepile. N-ai uite uitat, că n-ai fost. Ai bună pășunea. Cum au venit de acolo cu veadra, le-au adus, fii atent. Cu veadra au venit, de le-au prins, după aceea cu veadra le-au dus în grădină. E la iarbă, e bine zici. Da. Foarte bine că le ghicezi, mă, că așa trebuie. Păi dacă ți-o animal, corect. Te grijezi, dacă nu... Nu m-am mele, trunghiu și sclave. Cum vorbești așa? Frumos la da, tine. Dar mai nu știu de veadră, băi. Dar mai nu știu de halău. De halău. Ai văzut cum fug la halău de pe... Dar nu le dă cu veadră, că le dă cu sacul, pe halău. Da. Domnul Marius, puneți-vă un pic și lângă domnul Marius, vă rog, băieți. Hai să ne puneți. Mă iertați că... Ăsta m-aș pune și eu lângă voi, dar n-am cum. Hai. Așa. Steli, aici lângă bunul vostru prieten, domnul Marius. Dar în gașca noastră e doi ai cu, aici cu caii. Așa, vreau să... Vreau să... Numai de aia șolat. Nu că nu o mai avut el, dar mușola ia apă ca să o să și în competiție cu noi. E bun așa. Își ia liber de la lucru când chică târgu în cursul săptămânii și vine la târgu, omule. Ce lucra, șofer? Da. Ați văzut cum v-am ghicit? Pe autobuz? Da. Că să știți că am mulți prieteni dintre ăștia ce ne urmăresc pe autobuze, mă, mulți, mă. Și când mă duc cu mașina, mă claxonează pe Cluj, titit, de pe autobuze. Ce cunosc oamenii. Să știi că ne urmăresc oameni din diferite clase sociale. Și din țări. Așa, și din țări și le mulțumim foarte, foarte mult. Sunt foarte mulți tineri plecați în străinătate care chiar cu drag se uită la noi. Și, na, le mai alină dorul de casă. Sunt la care le-s dragi animale, oile... La, da. Care dragi, da. La care îi drag fotbalul, la care de exemplu, banii. Fotbalul, da. Nu-mi drag. Așa, domn Marius, vă mulțumim tare frumos, mulțumim și lui Denis și domnului și Gabi noi. Și lui... Și așa, să aveți viață bună. Tu, Seli, unde te duci? Acasă. Așa, vă mulțumim. Vă mulțumim tare frumos și... Ne vedem... Eu aștept cu soare și cu ceapă. Bun. Și ne vedem la târguri, la târg și la expoziția de la iara. La iara și la expoziție. În 17 la expoziție, în august și în 13 iulie la iara, la târg. Așa. Multă, multă sănătate, domn Marius. Vă mulțumim frumos. Sănătate, mulțumim mult, mult de tot.